Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 21 în apartamentul familiei Pleșca, situat pe strada Sfatul Țării din capitală. Cei doi frați se aflau în bucătărie. La un moment dat între ei s-ar fi iscat o ceartă. Din motive încă necunoscute, fratele mai mic, Sorin Simion Pleșca, a apăsat pe trăgaci. Împușcătura a fost fatală. Glontele l-a lovit pe Dan Pleșca în zona feței, spun oamenii legii. Focul a fost tras dintr-o armă deținută legal de Sorin Pleșca, angajat al serviciului Vamal. Imediat după producerea accidentului, mezinul familiei, în vârstă de 25 de ani, a fugit de la fața locului la volanul mașinii tatălui său. Autoturismul a fost găsit abandonat în dimineața acestei zile la ieșirea din municipiul Bălți. Mașina a fost verificată minuțios de oamenii legii. Procurorul, venit la fața locului, a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. De ce? Cel puțin ce s-a întâmplat aici? Ați găsit ceva în mașină? Nici un comentariu, nu vă spuneam. Pleșca Sorin Simion este de negăsit. În acest caz, procuratura a deschis un dosar penal pentru omor.